Săptămâna trecută, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a audiat 3 cauze contra Moldovei și a Rusiei. Asociația Promolex a asistat reclamanții în apărarea cauzei lor la CEDO, aceștia fiind profesorii școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană și părinții copiilor. Ei s-au plâns acum 5 ani că au fost intimidați de către autoritățile transnistrene pe motivul predării cursurilor în limba română pe baza grafiei latine. Unul dintre avocații Promolex care a pledat la CEDO cauza părinților și a profesorilor a fost Alexandru Postică. În regiunea transnistreană, organele secesioniste au interzis folosirea așa numitei limbii moldovenești pe bază grafiei latine. Deci părinții riscau chiar să pierdă drepturile asupra copiilor, să fie decăzuți în dreptul copiilor și era condamnabilă de către organele secesioniste. Evident că nici o parte, nici un guvern nu neagă faptul că a fost încălcat dreptul la educație, adică însă invocă chestii de jurisdicție, adică nu se află sub jurisdicția sa cetățenii respectivi. Argumentele Guvernului Republicii Moldova a fost acela că el nu deține controlul de facto, nu are nicio pârghie de a influența organele secesioniste și respectiv nu poate garanta niciun drept al omului în regiunea transnistreană. Asta a fost poziția Guvernului Republicii Moldova, evident fiind făcut aluzii la responsabilitatea Federației Rusă. Federația Rusă, la rândul său, agentul guvernamental, a invocat faptul că acesta este teritoriul Republicii Moldova și el urmează să-și îndeplinească, să asigure respectarea tuturor drepturilor pe acest teritoriu. Alexandru Postică s-a referit și la posibilitatea ca CEDO să dispună schimbarea atitudinii din partea Rusiei, dar și a autorităților transnistrene, de altfel ca și în cazul eliberării lui Ilie Ilașcu. Aici e vorba nu de autoritățile atât de Tiraspol, cât de autoritățile Republicii Moldova și Federației Ruse, fiindcă nu putem cere autoritățile, așa numitor autorități din Tiraspol, să respecte dreptul omului. Este vorba dacă noi vom reuși să obținem o hotărâre împotriva Federației Ruse, eu cred că deja au suficiente pârghii ca să împiedice și secesioniștii să mai violeze dreptul omului. Evident, e vorba de Republica Moldova, care așa își spune că noi nu avem grijă de voi, deoarece noi nu avem controlul și nu avem cum să influențăm. Singura au declarat-o că nici n-au posibilitate, nici n-au mare dorință, n-au posibilitatea să influențeze cumva. Și în Federația Rusă, evident, e poziția, și, ca și în cazul lui Ilașcu, este teritoriul suveran. Reamintim că nu 82% din școlile din regiunea transnistreană curriculum este elaborat în limba rusă, în 13% în limba română cu grafie chirilică și doar în 4% din școli se studiază în baza limbii române cu grafie latină. Nesemnificativ este și numărul de școli cu predare în limba ucraineană.